găsit la Sănătate cu Stil, emisiunea dedicată sănătății aici pe TVC21. În ediția de astăzi am ales să discutăm despre cariile dentare, o problemă de sănătate actuală, și despre beneficiile odihnei în aer liber, iar spre final testăm Segway, un electroscuter ecologic și economic, considerat mașina viitorului. Rămâneți cu noi! Dezvoltarea unor obiceiuri dentare sănătoase este o metodă de prevenire a cariilor dentare, însă oricât de mult atenție nu om acorda igienei dentare, cariile nu întârzie să apară. Care este cauza, cum se manifestă, dar și cum pot fi tratate, afli din materialul următor. Caria dentară este una dintre cele mai frecvente afecțiuni ale sistemului dentomaxilar, afectând peste 80% din populația țării. În general, cariile sunt destrucții dentare, căuri în dinți, care în special ele vin de obicei cu o culoare de pigment, au margini ascuțite care lezează limba, părțile moecă pe bucale. Odată ce caria se produce și e vizibilă pe suprafața dintelui, paguba este permanentă. Un medic dentist trebuie să curețe caria și să umple locul fostei carii. Dacă o carie nu este tratată la timp, aceasta se va înrăutăți. Poate distruge dintele penetrând smalțul lui, ajungând în interiorul stratului de dentină, coborând către pulpa sau nervul dintelui. De aceea este extrem de important să tratăm la timp cariile într-un stadiu prematur al dezvoltării lor. Există evoluții, sunt diferite care. Este care maculară, este care superficială, punctiformă, există care medie și care profundă, deja care vine nemijlocit în contact cu nervul dentar. Dacă nu tratăm, e foarte simplu să veniți la stomatolog mai devreme, pentru că atunci e foarte ușor de prevenit durerea dentară. Este foarte ușor în jumătate de oră să se pune o plombiță mică, se izolează cavitatea carioasă de mediul bucal, care nu merge mai departe, pac, și am rezolvat problema. Dacă se lasă procesul ăsta mai departe, care deja evoluează mai profund și deja are loc riscul să fie contact cu nervul. Atunci deja apar durerile, atunci deja pot să apară puroi, pot să apară temperatură, pot să apară mai multe afecțiuni. Responsabile de formarea cariilor în cavitatea bucală rămân a fi bacteriile. Atunci când consum mâncăruri pe bază de zaharuri sau alți carbohidrați, bacteria îi folosește la rândul ei pentru a se hrăni. Astfel se produc și acizii care atacă smalțul dinților. În general, cariile de formă punctiformă, ele nu pot fi, sau maculare, ele nu pot fi determinate acasă, e că pacientul vede că are acolo ceva, un pigment sau ceva, o discromie dentară, dar el nu o clasifică ca o carie. Sunt vizita la stomatolog măcar o dată la jumătate de an. Copilul, el nu poate să înțeleagă, dar un matur tot nu înțelege aici deși apare care. Uneori eu iau și deschid dintele, las superficial, nu este nici o care, nu este nimic. Eu când doar ating freză un pic, mă prăbușesc și asta înseamnă că acolo de sub deja totul s-a distrus. Teorii care spun că deteriorarea danturii nu ar fi cauzată doar de prezența bacteriilor, ci mai degrabă s-ar datora unei dereglări de ansamblu a organismului în ceea ce privește asimilarea nutrienților. Totuși, factorii de risc sunt multipli. Igiena nesatisfăcătoare, consumul excesiv de dulciuri,
consumul înainte de culcare, de exemplu, să ia masă, nu se face igienă corectă, depozitarea resturilor alimentare între dinți. Oamenii, foarte puțini oameni folosesc flosa dentară. Folosirea aței dentare în igiena orală este la fel de importantă. Aceasta îndepărtează ce a rămas în urma periuței de dinți și elimină în special placa dentară care se formează între dinți și la baza gingiilor. Apa dentară de asemenea ajută la igienizarea cavității bucale, însă folosiți-o pentru perioade scurte de timp, de mai multe ori pe an. Cel mai esențial, cel mai important periaj este înainte de somn. Pentru că înainte de somn, noi suntem în stare de repaus. Dinții nu se irigă. Când suntem în timpul zilei, noi mai mâncăm una, mai bem ceva și spală de alimente. Noaptea noi stăm și dormim, suntem în stare de repaus și nu spălăm nimic. Dacă rămân acolo alimente, în timpul nopții ele produc foarte mulți acizi care duc la apariția carilor. Deci, cel mai important periaj este înainte de somn. Sfaturile medicilor dentiști în legătură cu igiena dentară ar fi bine să introduceți în alimentație și surse bogate de nutritivi care să ajute la păstrarea sănătății denturii, dar despre acest subiect vom discuta altă dată. Campionatul mondial de fotbal este un motiv în plus pentru a petrece timpul cât mai relaxant alături de prieteni. La acest lucru s-a gândit și un grup de tineri care au organizat difuzarea meciurilor de fotbal la iarbă verde. Stresul și grijile de cele mai multe ori ne umbresc micile bucurii, însă o simplă plimbare prin parc, o discuție cu un prieten sau un zâmbet primit în dar de la un trecător ne pot umple de fericire. La acest lucru s-au gândit și un grup de tineri din capitală care au creat o atmosferă perfectă pentru o seară petrecută în parc. Astfel, de la susținătorii echipelor de fotbal preferate până la cei mai activi, toți au putut să se distreze și să-și găsească noi prieteni în cadrul evenimentului din Râșcani, în Rio. Интернациональные соревнования по футболу. И вот мы поставили большой красивый экран, и мы приглашаем всех желающих бесплатно просто быть рядом с нами, познакомиться с нами и жить просто молодой жизнью и радоваться каждый днём. Să ascult muzică live, să mă uit la natură, să simt atmosfera care toți o clădesc aici. Открыто, красиво, молодежно, с музыкой. De la cei mai mici până la cei mai mari, toți au avut motive mari pentru a se odihni în parcul afgan din sectorul Râșcani. Pentru că este o programă foarte interactivă, distractivă și după cum te vedeți, cântăreți cu diverse jocuri interactive, tinerii sunt foarte entuziasmați să vină și să ia parte din această distracție. Profitați de orele libere și ieșiți și voi la asemenea evenimente. După o zi încărcată și agitată la locul de muncă, psihologii recomandă pentru diminuarea stresului ieșirile în aer liber alături de prieteni. Una dintre cele mai noi și moderne metode de deplasare este electroscuterul Segway. Chiar dacă nu este un dușman al caloriilor, este economic, ecologic și perfect pentru plimbări în aer liber. Noi am testat un asemenea vehicul și ți-l prezentăm și ție.
mersul pe role, bicicleta sau skateboardul sunt printre cele mai atractive și active modalități de a petrece timpul liber. Însă ce fac cei care nu prea iubesc mișcarea? S-a găsit soluția. Electroscooterul, invenție destinată celor care vor să se deplaseze fără a depune efort. Gândește-te la o trotinetă, iar acum fă un exercițiu de imaginație, pune două roți paralele, pune o cutie autonomă și mărește dimensiunile. A ieșit un Segway, considerat mașina viitorului. Ce reprezintă un Segway? Este un electroscooter pe bază de baterii cu giroscoape, cred că așa se numesc în română, nu știu, care se manipulează cu corpul. Adică te înclini în față, mergi în față, te înclini în spate, mergi în spate sau se oprește. În dreapta, în stânga, rotim doar bara. Asta e principii generale. Segway este un transport complet electric care nu elimină niciun fel de gaze, ceea ce îl face să fie ecologic și eficient din punct de vedere al costului. Viteza maximă se limitează la 20-22 de kilometri și respectiv se poate limita 10-5, în dependență de dorință. Distanța maximă în jur de 30 de kilometri pe o încărcătură de acumulatoare. Iarăși, totul depinde cu ce viteză mergi. Greutatea maximă 120 de kilograme, minimă 20 de kilograme. Avantajele unui Segway în comparație cu o bicicletă sau motoretă obișnuită sunt multiple. Ocupă loc puțin, este ușor de învățat și condus, nepunându-se niciun efort. Lipsa poluării, posibilitatea de a opri fără a pierde echilibrul, viteza relativ mare în comparație cu mersul pe jos. Însă această mică găselniță ecologică are și anumite dezavantaje. Nu constituie un antrenament sportiv, folosința ilimitată de acumulatorul electric este încă scump, drept și puțin răspândit în public. Pentru un singur exemplar, trebuie să scoateți din buzunare minim 6.000 de dolari. Totuși, o plimbare cu un Segway vă costă cu mult mai puțin. Înainte de o plimbare pe Segway, nu trebuie să-ți fie frică că nu-ți vei putea menține echilibrul. Tot ceea ce trebuie să faci este să pui picioarele pe platformă și să te apleci pe ghidon. Prețurile de la 15-20 de lei până la, eu știu, 160 de lei jumătate de oră sau 300, cât acolo, 20 o oră. Utilizarea acestei tehnologii oferă multiple avantaje. Mărește vizibilitatea, mobilitatea și productivitatea. Dacă peste hotare aceste transporturi au aplicații în diferite domenii, precum de securitate, poliție, utilizarea în depozite industriale, de publicitate sau pentru mobilitatea persoanelor în vârstă, atunci la noi acestea sunt utilizate doar cu scopul de recreere. Am luat Segway-urile pentru o nuntă. Mirin și Mireasa au făcut o fotosesie pe Segway cu viteză, chestii de genul. Foarte interesant. Apoi am fost la tabără de odihnă pentru copii. Proprietarii acestei tabere au luat Segway-urile ca să fie o distracție pentru copii și o atracție pentru noi clienți. S-au mai luat ca și cadou. Uite, dacă deja în ziua de azi tot e din ce în ce mai greu să găsești un cadou cât mai original. Și noi avem certificat cadou pentru o oră de plimbare pare pe Segway. O plimbare pe Segway este o experiență minunată, însă nu uita nici de mersul pe jos. Atât pentru astăzi. Dacă vrei să revezi emisiunea, ne poți găsi pe site-ul nostru tvc21.md. Nu uita, sănătate cu stil te ajută să adopți un stil de viață sănătos. La revedere!